stimați telespectatori, suntem în direct pe Telemoldova Plus, televiziune națională, cum bine știți. Suntem la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, acasă, ca să spunem așa, pentru că acum vreo 27 de ani eram cu TLM Piatra Neamț și apoi, mă rog, da, cu 31 de ani cu TLM Iași, dar e o poveste întreagă pe care invitații mei o să le povestesc eu după ce începe acest forum. Domnule Iurie Povar, Povar? Da, da, da. Mai spuneți-vă numele. Iurie Povar, deci sunt președintele Uniunii Arhitecților din Republica Moldova. Dați-i voi să-l prezint și pe președintele Uniunii Arhitecților din România, domnul arhitect Ababeidan. Ababeidan, președintele Ordinului Arhitecților, filiala Bacău Neamț. Câteva lucruri despre, să spună el că e gazdă, câteva lucruri despre ce se întâmplă azi, pentru că în 5 minute maxim o să deschideți. Astăzi începem prima zi a forumului nostru zonal de arhitectură și urbanism, Moldova Reper. Suntem deja la ediția a 6-a. Deja pentru filiala noastră este o tradiție să organizăm evenimentul. Vom avea astăzi o serie de prelegeri legate toate de spațiu public și importanța acestuia. Va fi Bacău și Neamț, practic, e ordinul pe care îl coordonați. Da, noi coordonăm Bacău-Neamț, județele Bacău-Neamț. Și astăzi o să avem invitați pe colegii noștri din Republica Moldova și pe colegii noștri din Cernăuți. Foarte frumos. Câteva lucruri despre dumneavoastră? Noi, în primul rând, mulțumim organizatorilor, colegilor noștri de la Ordinul Arhitecților din România, filiala Bacău-Neamț, pentru invitație. Participăm a cincea oară, prima ediție a fost fără noi, dar de fiecare dată, venind la Bacău, la Piatra Neamț, ne simțim ca acasă, într-un colectiv unit. Și sigur că sperăm, deci, să auzim, să vedem ceva interesant și venim și cu materialele noastre din Republica Moldova. Noi să intrăm în direct imediat. Spuneți-mi ceva și de ziua de mâine, pentru că mâine vom fi la Tescani, la dumneavoastră, la Bacău, tot așa, în direct pe Facebook și imprimăm pentru telespectatorii noștri. Așa este, mâine vom fi la Tescani. Va fi cea de-a doua zi a conferinței. Vom continua tot cu tema generală a spațiului public și vom merge mai departe pe semnificațiile subiective ale spațiului public și ce înseamnă ecotehnologiile și impactul lor în acest domeniu, unde la fel vor conferinția colegi din zonă, din București, cât și din Republica Moldova și din Ucraina. În Ucraina aveți președintele de la Cernăuți? Din păcate nu a putut veni. Aveți doar arhitect. Da, așa sunt condițiile. Acum, la celelalte ediții a putut veni, de data asta nu a putut veni. Vă doresc mult succes, văd acolo că și fără dumneavoastră nu se poate începe, așa că vă dorim succes, suntem cu ochii pe dumneavoastră, ca de obicei, de când doamna fostă președinte ne provoacă de câțiva ani la Bacău și oriunde a organizat domnia sa. Vă mulțumim frumos și vă invităm la conferință. Eu mă bucur că vă văd aici, suntem cu ochii pe dumneavoastră, sigur aveți și o expunere, nu? Trebuie să știm ce prezentați, despre ce vorbiți. Sigur că este un subiect foarte important pentru ediția a 6-a, este vorba de spațiu public și eu consider e o semnificație deosebită, anume după perioada pandemică, care practic a închis lumea într-un spațiu limitat. Astăzi vom vedea, prefacem și noi prezentări, colegii tineri din Chișinău, deci au adus trei lucrări pe care vor să le demonstreze colegilor noștri din România și din Cernăuți. Vă doresc mult succes! Mulțumim, suntem frumos. Alături de dumneavoastră și suntem onorați! Cele bune! Cele bine. Stimați telespectatori, repet, Moldova Reper 2030, Forumul Național de Arhitectură și Urbanism, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Astăzi e vineri, 26 mai. Vă dorim vizionare plăcută. Vă trimitem cu gândul și cu camerele în sala, frumoasa sala a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, orașul nostru de suflet, pentru că de 27 de ani tot aici am funcționat, cum bine știți. Vizionare plăcută și cele bune celor de acasă, succes arhitecților și mă bucur că Dan Florea, alți arhitecți remarcabili din Piatra Neamț sunt aici. Cele bune, la revedere, numai bine, continuăm. Revin la dumneavoastră să fac cunoștință cu domnul Bălan Alexandru, arhitect și reprezentant la Constanța. Da, vicepreședinte la Ordinul Arhitecților din Dobrogea. Din
Dobrogea. Dobrogea, pentru că Dobrogea este destul de mare, o regiune totuși, nu? Veche. O recunoaștem și noi cei de la Iași, ne simtem da, din... Da, da, da. Sigur că da, și cuprinde atât Constanța cât și Tulcea, de-aia se numește Dobrogea. Dar ne alipim cu Dunărea de jos, așa că... Da, exact, al alt Brăila, da. Exact. Este a doua oară când vin la această manifestare foarte interesantă, sigur, fiecare are o temă. Noi, la Constanța, în sfârșit, pot să spun că s-a lansat un concurs de arhitectură cu spațiu urban, un mare parc pe suprafețe de câteva zeci de hectare, câștigat de, mă rog, un coleg, o colegă de fapt de la București. Nu asta este important, este important pentru ca aceste toate evenimente, să spun, sau lucrări din bani publici să facă numai cu concursuri de arhitectură. Pentru că cu aceiași bani politicienii noștri, administratorii noștri și cei care ne consumă banii să vadă că cu aceiași bani se pot face mult mai multe lucruri decât încredințări directe sau pe ascuns prin spatele unor cortine. Nu cred că există așa ceva nici la Constanța, nici la Galați. Nu există. Spre Ardeal încolo. La Cluj există asta. Nu cred, nu. Da, la Cluj, pentru că s-au realizat mari multe concursuri. Nu pot să nu intervin, eu fiind de fapt orădean rătăcit în Dunărea de Jos, deci în regat din anii 60. Dar Alex mi-a ridicat mingea la fileu. Noi avem un concurs mai vechi, o nebunie mai din tinerețe, se cheamă Casa Mică, Casa Cuib. Anul ăsta am fost cu el la Oradea, Brașov, acum e în drum spre Sfântul Gheorghe, va veni și la Bacău și o să aveți ocazia să vedeți acest concurs, cu care noi încercăm să educăm și oamenii noștri, clienții noștri și viitorii clienți, să înțeleagă că nu musai să trebuie o vilă imensă ca să te simți bine. Poți trăi foarte fain și într-o casă mică, care, mă rog, oricât de mare mică e, dacă nu e un cuib, nu e o locuință. Mai multe nu vă zic, veți vedea și aflați de la filiala Bacău Neamț când va fi expoziția asta aici. O plimbăm prin toată țara, că e bine să știe lumea ce putem face. Nu pot să închei rugându-vă câteva lucrări despre la ceea ce ați muncit, ca să spunem, ca arhitect. Și dumneavoastră, domnule Bănaș, și dumneavoastră, domnule arhitect de la Galați. Lucrări de la urbanism și vreau să spun că... Ați la primărie? Nu. Doamne ferește. N-am vrut să vă provoc. Am terminat facultatea la o comedie foarte sus și ceea ce acolo nu se întâlnesc asemenea medii a celor funcționari care stau, arhitecți. În Constanța mai puțin arhitecți sunt, mă rog, nu mai comentez mai mult. Și ca să mă ridica și tu așa, Casa Mică, Casa Cuib, ceea ce n-a spus, ca să nu întreagă, să înțeleagă telespectatorii sau aceste emisiuni, că sunt de sute de metri pătrați. Până într-o sută de metri pătrați. Asta înseamnă casa... Deci e mică, dar mare. E suficient. E vorba de construită și nu utilă. Deci cu iduri, cu tot, asta înseamnă că e parter, că e... Utilă e vreo 80. Să știți că poate să fie chiar și o casă pasivă. Am făcut anul trecut o casă cuib, casă pasivă. Poate fi, de ce nu? Nu avem nevoie de spațiu mult, dar trebuie să fim ocrotiți, indiferent dacă sunt macho, un copil, un prunc de 2 ani sau, mă rog, orice. De ce ați numit-o cuib? Pentru că, da, vina aia mea, cotețe în care să locuim, nu, cuib în ideea de a fi ocrotit. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem, suntem zmei zmeilor, când intrăm în casă și închidem ușa, suntem ocrotiți de tot răul care ar putea, teoretic, să fie afară, da? Să visăm, să ne iubim, să ne iubim familia și așa mai departe. Ocrotiți, da? Exact ca păsările care se pitesc în cuiburi. Avem de învățat de la natură. Mi-a plăcut ideea domnului viceprimar de aici cu acești mamuți, mă rog, inspirați dintr-un bazm real al nostru, real ca bazm, nu ca așa, și mă gândeam că este de fapt un forest land. Sau poate să fie și al șaptelea. E o săgeată, un comentariu, așa, al șaptelea poate să fie și, eu știu, acești mamuți
Mamut poate să fie și domnul viceprimar la final, pentru că într-o arie protejată nu se fac asemenea lucrări, iar ca să facem lucrări, e adevărat că pe timpul Troii s-au făcut un cal troian din ce? Din corăbii. Bineînțeles că nu mai erau nevoie, pentru că mulți au decedat și nu mai puteau să întoarcă același număr. Aici, da? Mă gândeam acolo cumva în aceste uriași, că e păsărilă, că e setilă, că e luz lungilă și așa mai departe, poate că se vor ascunde niște oameni. Cine a proiectat podul de la Brăila? E un proiect japonez cu execuție, cu mai complicat, un pod foarte elegant, vă invit să-l vedeți, arată deja foarte fain. Cu tăiatul panglicii cred că sunt niște probleme. Era o modaie de 1 miliard de euro, tăiatul panglicii e o problemă mare, nu s-au hotărât ce marcă să aibă farfecele, de unde să fie cumpărat, cine îl să-l taie. În România se taie multe panglici. Am obișnuit cu panglicile. Dacă vine cafeaua și vă mulțumesc, domnule arhitect, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Succes ieșenilor. Continuăm, stimați telespectatori. Sunt onorat că în această pauză pot sta de vorbă cu oameni speciali, arhitecți, și de data aceasta am onoarea să stau de vorbă cu un băcăuan și un domn, profesorul Iațiuc de la Chișinău. Sunt director firmei CUP de la Chișinău, firma arhitecturală care activează în Chișinău din anul 1993. De ce noi stăm aici împreună cu colegul meu? Domnul a zis că sunteți bine de abordat simultan. Da, da. Noi am făcut împreună cu colegul meu o propunere proiect pentru centrul orașului Bacău și eu cred că colegul meu poate să spună ceva mai concret la proiectul acela. Domnule Constantin Amâiei, sunteți arhitect băcăuan, da, în colegiul de conducere, nu? Al Ordinului Arhitecților. Nu, am fost președintele filialei Bacău Neamț cu vreo 10 ani. Înaintea doamnei Bucă și acum aveți un domn mai tânăr. Da, noi am colaborat cu proiectul acesta? Păi asta, am colaborat cu Vitalie, noi ne-am împrietenit tot așa, în cadrul întâlnirilor de la Bacău. Și la un moment dat ne-am pus problema să facem un proiect comun, ca să-l prezentăm în forum. Și atunci am transmis lui Vitalie planul de situație din Bacău și el a făcut o propunere de restructurare urbană, cum se spune, la zone centrale. Noi aveam deja niște proiecte făcute în sensul ăsta și am zis să mai fie încă o soluție propusă de cineva din afară care poate să gândească mai obiectiv decât noi. Am înțeles. Și în ce stadiu sunteți? A spus pe planșetă ce părere au posibilii aplicanți. Vreau să fiu... Fiții... Da. Noi avem o colaborare destul de dificilă cu autoritățile statului, pentru că în momentul în care se propun proiecte din ăsta foarte costisitoare, ele se pun în aplicare greu, pentru că trebuie multe avizii, trebuie mulți bani și atunci noi tot propunem, dar lucrurile se mișcă mai greu în realitate. Dar propunerea avem. Deocamdată cu alu Vitalie, cred că suntem vreo 20 de propuneri pentru restructurarea urbană din Bacău. Așa, și sperăm ca în viitor, nu știu, poate generații următoare să facă ceea ce am propus noi sau altfel, nu știu. L-ați prezentat la primărie? Cui l-ați prezentat? Nu, am prezentat la forumul numărul 3, îmi pare că era, la treilea forum, a fost prezentat și el este tipărit. Da. Și poate fi un studiu pentru administrația băcăoană, da, nu? Da, da. Acum, noi am prezentat mai multe variante și în cadrul forumului și în colaborare, cum ar veni între noi. Toate proiectele astea au fost prezentate și la Consiliul Local și la așa, urmează ca să fie luate în considerare probabil în viitor. Sunteți optimist? Doamne ajută! Vrem ca să... Cred că vă gândiți, măcar atâta câtă vreme încă sunteți în stare să veniți cu îmbunătățiri. Da, noi... Vine peste 20 de ani... Noi sperăm, că generația noastră am făcut cât am putut, acum urmează, noi suntem așa la sfârșitul carierei, urmează tinerii ca să vină poate cu idei mai bune, să vedem. Domnul Vitalie, ce ați proiectat la Chișinău? Cam ce lucrări ar putea să vă definească? Am proiectat foarte multe la Chișinău și în Republică am proiectat în cadrul instituției Urban Proiect Institut de Stat, am colaborat acolo 15 ani, am făcut... Primăria...
Poftim? Urban Proiect înseamnă... Nu, asta e institut de proiectare. Institut de proiectări din Republica Moldova. Da, corect. Am făcut acolo vreo 30 de proiecte, planuri generale, puzuri. Și după asta am început activitatea profesională aparte de a mea, private. Și în cadrul firmei CUB am făcut tot de multe proiecte. Iacam noi colaborăm cu firma de construcție Lagmar și facem un cartier întreg, cartier mare, care se numește... Dezvoltare imobiliară. Da, dezvoltare imobiliară, corect, care se numește Cluj. Foarte frumos. În felul ăsta vă simțiți ca acasă în România. Da. Aproape da. Dacă se numea Bacău. Ce anume? Dacă se numea Bacău. Da, sau și mai apropiat. Eram mai înfrățiți. Ați văzut că domnul Povar a zis că el vine întotdeauna la Bacău ca la el acasă. Da, mi se pare corect observat. Dar să știți că în prima ediție a forumului am avut un document pe care l-au semnat președinții celor două organizații profesionale de arhitecți din România și din Republica Moldova. Adică domnul Iurie Povar, care era președinte la Moldova, și președintele de atunci, care era Șerban Țigănaș. Pe vremea aceea și au semnat un act, în baza lui noi facem de fiecare dată... Aceste întâlniri... Da. Au fost 10 puncte și acum suntem la numărul 6, cred, nu? Da, suntem la 5, 6. Da. Noi luăm așa punct cu punct și până ajungem la 10 și în 2030 ne oprim. Că acum ei, Moldova, 2040, haideți. Moldova reper 2030, după aia îl mutăm mai încolo. Da. 31, 32. Mergem înainte, că înainte a fost mai bine. Da. Că nu de altă, dar începe să spună tot. Vă mulțumesc, domnul Arhitect. La revedere, mulțumesc. Și noi mulțumim. Pentru un autocar cu arhitecții în România, am trecut prin Chișinău, de unde am luat câțiva colegi din Republica Moldova și ne-am dus la Odessa. Acolo ne așteptau colegii din Cernăuți, cu care, bineînțeles, ne-am întâlnit la sediul filialei de acolo cu arhitecții din Odessa. Am fost invitați la filiala lor. Anul următor aveam un program să facem alte excursii pe această formulă, dar a venit pandemia, iar acum e vremea. M-am povestit asta deoarece forumul este organizat de filiala noastră, însă în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din Republica Moldova și Uniunea Arhitecților din Ucraina, filiala regională Cernăuți. Iar așa cum remarcați în program, la fiecare sesiune, sunt prezentări din partea arhitecților din cele trei țări. Anul acesta, proiectul cultural Moldova Reper 2030 este susținut prin timbrul de arhitectură de la Ordinul Arhitecților din România. Sponsorii acestei ediții sunt Weinberger, Kronospan și Barrier, care vor face prezentări pe parcursul celor trei sesiuni și cu care vă invit să discutați atât la dezbateri cât și în pauze. Tema din această ediție este spațiul public. Spațiul public, partea a doua. Ne-am dorit ca, prin conferințele noastre, să captăm cât mai mult atenția administrației, care gestionează mare parte din acest spațiu, mă refer, desigur, la spațiul fizic. De aceea, azi, în prima sesiune, suntem la Teatrul Tineretului, similar cu ediția trecută, care a fost partea a întâi din spațiul public, când ne-am întâlnit la Teatrul Bacovia, teatru care are încă nevoie de mai mult decât atenție din partea administrației. A doua zi a forumului va avea loc la Tescani, Muzeul Național George Enescu, unde se vor desfășura pe celelalte două sesiuni. Desigur, și acolo este nevoie de multă atenție. Înainte de începerea conferințelor, am să dau cuvântul invitațiilor acestei ediții și voi începe cu administrația. Îl invit pe scenă pe domnul viceprimar Marius Ieremia. Bună ziua și Hristos a înviat, pentru că Moldova, știți cum, Hristos a învățat, pentru că Moldova încă mai păstrăm, să zic, acele tradiții care ne-au fost lăsate de către bunici și părinții noștri și ca am făcut mare emoții, nu pentru că vorbesc pe scenă, nu pentru că vorbesc în fața oamenilor, ci datorită greutății oamenilor în această sală, oameni care construiesc, au construit și vor construi orașe din ce în ce mai frumos. Cum așa, cum a prezentat și doamna dinaintea mea, sunt viceprimar la Piatra Neamț,
Și aș vrea să vă prezint un proiect pe care Primăria Piatra Neamț urmează să-l implementeze. Este la stadiul de finalizare. Suntem ultimii pași din proiectarea unui vis. Dacă vedeți aici, scrie un vis nebunesc. Este un vis, probabil toți, pentru că toți cei din sală, sau toată lumea are un vis nebunesc, care nu ne dă pace, ne ocupă sâmbetele, duminicele, nopțile, zinețile, care ne dă energia, ne dă și entuziasm, în același timp ne și fură, ne lasă, să zic eu, să visăm și să trăim acel vis. Este vorba, să zic eu, despre un proiect care se intitulează Uriașii Buharapal, prin care am încercat ca povestea scrisă de Ion Creangă, arta, fantasticul, magia și perioada Cucuteni să fie îngropate în aceeași zonă. Și este vorba despre un traseu tematic în care turiștii, vizitatorii, vor întâlni cele 5 personaje din basmul povestea lui Harapal, în ordinea în care i-a întâlnit Harapal. Și acum, ca să facem puțin interactiv așa discuția, aș vrea să știu dacă cineva din sală nu știe ordinea celor 5 personaje sau dacă știe ordinea celor 5 personaje, așa cum i-a întâlnit Harapal. Haideți. Nimeni, tineretul. Ok. Începem cu Gerilă, continuăm cu Flămânzilă, Setilă, Ochilă și Păsărilă Slungilă. Îmi place. Le știți. Eu sunt inginer silvic de meserie, sunt mai tehnic de felul meu, așa că o să las imagine să vorbească pentru mine, bineînțeles, cu completări, dar știți cum, o imagine sau o poză face cu 1000 de cuvinte și așa că haideți să dăm drumul visului meu nebunesc și un vis care în cel mai scurt timp va deveni realitate. Vedeți aici, îl avem pe Gerilă, aceste personaje sunt, eu le zic, opere de artă, pentru că așa vreau, sau monumente, unii le spun uriași, unii monștri, alții, fel și fel, dar vor fi construiți din scânduri și vor fi amplasați pe un traseu tematic, pe Cozla, pe dealul Cozla, într-o lungime de 3,5 km, din zona în care sosește telegondola până la Trei Căldări, pentru că probabil mare parte din dumneavoastră știți că Cozla este o zonă care ar putea fi, să zic eu, scoasă în evidență și dusă în zona turistică a orașului Piatra Neamț, care se pretează foarte bine a fi un oraș turistic. După cum vedeți, dimensiunile acestor uriași, cum i-am denumit și eu, sunt mari. Adică Gerila are undeva la 12 metri înălțime, stă așezat pe un deal, adică am încercat să îi adaptăm terenului și să nu intervenim, sau foarte puțin să intervenim asupra acestui deal frumos. O să las să curgă imaginile ca să vă puteți, să zic eu, începe să vă familiarizați cu acest vis al meu și în același timp am o rugăminte din partea dumneavoastră să, nu știu, să încercăm să facem interactivă prin sesiunea de întrebări și răspunsuri de la finalul prezentării. Și chiar aș vrea să plec de aici în sală cu un feedback real asupra acestui proiect, pentru că este un proiect destul de mare și care, zic eu, că va conta pentru promovarea orașului nostru ca un oraș turistic. Avem acolo, să zic, tânăr, ca să vă dați seama de scara la care sunt proiectați și vor fi executate acești uriași. Și deja am trecut la Flămânzilă. Flămânzilă este cu gura pestată, este tot timpul foame. Vedeți, dimensiunile capului au undeva la 3,3 metri jumătate. Inclusiv aceste personaje încercăm să fie cât mai interactive, în principal cu copiii. Adică inclusiv copiii vor putea, să zic eu, să stea în gura acestui personaj. În același timp, i-am plasat în apropierea personajului o capcană ca turistul să aibă impresia că este prins în capcană, pentru că Flămânzile este tot timpul la vânătoare, este flământ și vei cădea în capcană dacă nu ești atent.
El are o dimensiune de 11 metri transpusă în plan, stă pe un dâmb și turistul, dacă dăm înapoi, îl vede prima oară, vede față. Nu știe ce dincolo de dâmb. Și dincolo de dâmb, trecând prin lateralul acestui personaj, putem să vedem, să zicem, noi așezarea și tot timpul el este pregătit să alege către capcană ca să-și recupereze prada. Al treilea personaj, cum vă spuneam, este Setilă. Acolo sus pe Cozla avem o baltă care dintr-un izvor, care nu seacă niciodată, crește și scade nivelul, dar tot timpul este apă și ne-am gândit să îl amplasăm pe acest Setilă pe marginea acelei bărci și să dea impresia că el soarbe din acea baltă. În jurul Setilă vedeți fel și fel de vase cu picturi și simbolistică cu puteniană, pentru că în același timp încercăm să readucem sau să facem cunoscută și mai mult în acest proiect acea cultură puteniană, acea cultură care a dispărut acum 6.000 de ani, dar care și-a lăsat o amprentă foarte importantă asupra istoriei, arheologiei și identității noastre naționale, aș putea spune. Acest personaj are o lungime undeva la 11 metri sau 13 metri, iar în jurul lui vor fi amasate bănci, panouri informative, pentru că în acea baltă cei de la Biodiversitate au descoperit că sunt 4 specii pe care le dispariți. Sunt acei tritoni, dragon de baltă, cum ne spun unii, și încercăm să facem un traseu și educațional și inspirațional și în același timp să readucem în actualitate în creangă, pentru că, în afară de doamna Blondă, mă scuzați, nu vă știu numele, ați cam uitat povestea. Și eu am uitat, am recitit-o de multe ori și sunt sigur că și o parte din dumneavoastră, când veți ajunge acasă sau veți avea un moment de răgaz, veți reciti povestea. Următorul personaj este Orchilă. Știți cum foarte bine că Ochilă vede lucrurile care nu le vedem noi, lucrurile vizibile și lucrurile invizibile. Este amplasat cu totul în fondul forestier, în pădure, iar el, să zic eu, monitorizează atent toți vizitatorii, toți cei care vor avea, să zic eu, curiozitatea și curajul să pășească pe acest traseu tematic. În randări nu au fost prinse, să zic eu, și detaliile, care, într-adevăr, detaliile fac diferența. În jurul lui Ochilă vor fi pictați foarte mulți ochi, ca și cum îți dai impresia că ești privit din toate părțile. Pentru că acolo este o pădure de fag, fagul face acel ochinezesc, care, printr-o simplă aplicare de vopsea, îți dă impresia că sunt foarte, foarte mulți ochi și ești privit din toate părțile. Acest personaj are o lungime de 12 metri și, fiind în fond forestier, nu avem voie să amplasăm, să facem fundații de beton. Și am fost gândite, în așa fel au fost gândite aceste personaje, ca să stea așezate pe sol, de la, efectiv, prin simpla lor așezat. Să nu fie nevoie să intervenim asupra solului, să distrugem natura. Aici aveți o filmare din spatele lui. Prin acel telescop, acel ocean, cum vreți să-i spun dumneavoastră, în spatele acestui traseu stă și o, să zic, o parte din indicii care, cei care se vor îndrăgosti de acel traseu și vor găsi toate indiciile și le vor pune cap la cap, vor descoperi, să zic eu, simbolul traseului și vor deveni acei apărători onorifici ai acestui traseu. El primește, așa să zic eu, către potecă și am trecut, să zic eu, brusc la Păsărilă. Păsărilă este cel mai, cu dimensiune cel mai mare, personajul cu cel mai mare dimensiune, are undeva la 35 de metri întins pe sol, iar copiii vor putea, să zic eu, să se cațere pe membrele lui, să alerge sau să, cumva, să devină mai prietenoși cu copiii.
Sunt multe, v-aș putea spune unul, dar știu că nu vreau să vă plictisesc, sper că nu v-am adormit și, nu știu, poate la etapa de întrebări și răspunsuri vom putea să vă răspund la întrebările care, nu știu, v-au creat interes. Vedeți, aceste săgeți sunt acele săgeți din cuten, cu silex, de asta încerc să creezi impresia că această poveste s-a întâmplat în perioada Cucuteniului. Mulțumesc și tot ce îți poți imagina de mine real. Mulțumesc frumos! Dacă ați putea realiza un soi de filmuleț sau o chestiune interactivă în care și copiii și cei care vizitează să poată să participe la demersul dumneavoastră. Și la ce m-am gândit imediat, cum am văzut primele imagini, a fost să, dacă cu aceste personaje și cu ilustrarea pe care le-ați făcut-o, să faceți o retranspunere a poveștii lui Haramal, a lui Creangă, cu personajele respective. Și în peisajul respectiv. Ceea ce mie mi s-ar părea extraordinar de interesant, cu atât mai mult cu cât rădăcinile sunt în civilizația Cucuteni. Și în sensul ăsta, cred că din toate punctele de vedere și arheologic și istoric și antropologic și din toate punctele și artistic ar putea să fie un mare câștig. Și un soi, dacă vreți, de joc pentru copii, un joc în care copiii să poată să interacționeze, iar din viziunile lui Ochilă, să fie, poate, și imagini care sunt captate în timpul vizitei. Și copiii să se poată vedea acolo și să zică, aoleo, ce mi-a făcut Ochilă, vai de mine. Bine, acum copiii nu mai sunt așa de naivi cum eram noi la vârsta lor. Și sigur că, da, partea asta de tehnologie are foarte mare impact asupra lor. Și cred că un asemenea demers, mai ales în sistemul în care muzeele astăzi nu mai sunt niște etalări de obiecte care trebuie din când în când șterse de praf și devin niște sedii sau niște locuri unde obiectul expus interacționează cu cel care îl vede. Și atunci, cred că în sensul ăsta, dacă puteți să faceți lucrul ăsta, ar fi, cred că, un câștig deosebit pentru proiect. Este un proiect foarte interesant și știți cum e? Orice realitate pornește de la un vis. Chit că este nebunesc, nu este nebunesc, este realizabil. Atâta doar că trebuie da, mulțumesc frumos, pornit. Da. Ce v-am prezentat acum este prima etapă. Pentru că acest proiect este împărțit în două etape. Prima oară realizăm Uriașii și a doua etapă tot ce se va construi între Uriași, pentru că tot timpul vor păcat că n-am venit, n-am știut că, să zic eu, creează un subiect așa interesant, pentru că veneam poate cu tot proiectul, pentru că proiectul include locuri de joacă, zone de cățărat, parc de aventură, pădurea ursului, pădurea cerbului, știți foarte bine, labirintul spânului, iar locurile de joacă care se vor realiza acolo pe Cozla vor fi la dimensiuni mari, dându-ne senzația că au fost construite de către Uriași, pentru că leagănele vor fi mari, balansoarele vor fi mari, vor fi realizate din arbori bușteni, brut. Totul este cumva, acolo fiind natură, fiind pădure, fiind un sit fosilifer, o zonă, o arie protejată, încercăm să construim doar cu piatră, nisip, funie și lemn, bineînțeles, lemn. Deci nu venim cu plastic, nu venim cu lucruri care ar zgâria ochiul într-o zonă foarte frumoasă. Eu sunt îndrăgostit de Cozla, credeți-mă, merg pe Cozla și de fiecare dată când merg, visez și iarăși visez. Da, revenind la întrebarea dumneavoastră, în partea a doua, în ceea ce l-am prezentat, sunt camere video, sunt
Și ce să vă mai spun așa ca de ultim, în exclusivitate, acești uriași vor fi vopsiți cu vopseluri luminoscente, iar noaptea vor străluci. Deci va fi ceva frumos. Alte întrebări? Da, vor fi camere peste tot și copiii vor putea, chiar și la intrare, vor putea face poze. Proiectul, v-am spus, este complex. Nu am timp sau nu vreau să vă repez din timpul dumneavoastră să vă explic proiectul, dar cu drag vă stau la dispoziție oricând și vorbim despre el. Poți să vă întreb ceva? Sigur. Pe Harap Alb îl faceți? Harap Alb este turistul. El este Harap Alb. Nu, că era o chestie de scară. La asta mă gândeam. Și povestea e și cu Harap Alb și cu Capului. Da, Harap Alb ești tu, cel care vizitezi traseul. Da. Ok, mulțumesc. Și îl pune și pe creangă, pe undeva? Din loc totuși... în loc vom aduce, să zic eu, acele fraze, nu știu, ale creangă care ne-au rămas. Adică tot timpul vom aduce în actualitate neologismele, arhaismele pe care le-a folosit creangă, inclusiv... Acum intru și în partea a doua a proiectului, vom da impresia că Ceahlăul, pentru că de acolo de sus se vede Ceahlăul foarte bine, Ceahlăul este tărâmul roșu împărat. Adică partea din marketing, partea a doua care vinde povestea, va fi la nivelul că pe o bancă va fi inscripționată că dacă legenda spune sau povestea spune că dacă te așezi pe această bancă nu vei mai simți niciodată oboseala sau apa va fi apă vie. Toate chestiile din creangă vor fi transpuse pe acel traseu tematic, inclusiv, nu știu, în zona lui Păsărilă, dacă ați văzut, Păsărilă are urechile sub forma unor pâlnii, pentru că în zona lui sunt acele amplificatoare de sunet în care turistul se așează la orizontală pe un buștean, iar în dreptul urechilor are ca niște pâlnii mari care amplifică foarte mult sunetele pădurii. Iar în jurul lui Păsărilă vor fi 300 de cuiburi de păsări care vor ține, să zic acolo, prizonere păsările și turistul va putea, să zic eu, să aibă parte de o simfonie a păsăretului pădurii. Eu sunt inginer silvic la bază, am lucrat în arii protejate și tot ce am învățat în arii protejate am încercat să aduc aici în acest traseu tematic. Sunt multe lucruri care... Adică pădurea vorbitoare sau pădurea cerbului va avea fețe pe copaci sculptate, nu sculptate, cumva reliefate, scoase în evidență în relief, ca și cum pădurea respectivă ar avea viață. Iar la baza lor sunt ca niște căsuțe în miniatură în care cel care vizitează acolo și le va observa îi dă impresia că sunt căsuțele spiritușilor pădurii. E o chestie mai mult pentru copii, așa, am încercat să o fac mai mult pentru copii. Alte întrebări? Pentru că așa este în poveste. El are proprietățile alea de a-și lungi membrele, dacă vă amintiți. Se întinde după păsări, dar dacă știi... Da, dar n-am putut să le punem pe copaci, pentru că acolo nu avem voie să punem fundații. Și proiectantul a zis că nu se poate. Legi de copaci, pentru că nu are. Bun, mi-a spus. Am înțeles. Dacă e curcat, ar trebui păsările alea, cuiburile alea multe, să... să lege la pământ. Adică au izbândit, au izbutit să-l... Da, dar vedeți că el are un arc în mână și... Nu știu. Nu, înțeleg, vă înțeleg. Încerc să înțeleg ceea ce vreți să-mi spuneți. Când l-am văzut culcat, am zis că gata, nu mai avem... Am încercat să transmitem și ideea că el se lungește foarte mult. Dacă știți foarte bine... Da, în sus e foarte complicat pentru că calculele de rezistență ar fi altele și costurile erau altele și el nu mai devenea interactiv pentru copii, adică copiii le este, să zic eu, le place să se cațere, să alerge pe membrele. Okay. Atât s-a putut. Dă-ți lungilă, știu, foarte bine. Da, știu. Înconjură luna. Nu, am zis păsărilă pentru că știu foarte bine cum se cheamă. Păsările ca să nu complic lucrurile. Ok.
Ok, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc. Eu sper că anul viitor, de 1 iunie, de ziua copiilor, să facem o surpriză copiilor. Mulțumesc frumos! Îi mulțumim domnului viceprimar, nici nu putea fi o introducere mai frumoasă, ne-a scos cu totul din cotidian și ne-a dus într-o lume de povești, lumea copilăriei. Am să mă întorc și eu puțin în timp și am să fac o referire la începuturile acestui forum, pentru că întotdeauna începuturile sunt dificile și pentru că vreau să menționez pe cei care, cu care am creat acest format. Este vorba de domnul arhitect Nicolae Țară-Lungă și domnul arhitect Mircea Grigorovski și în mod special pe scriitorul și publicistul Val Mănescu, regizor și creatorul momentelor artistice dedicate special edițiilor anterioare. Cu Val și cu domnul Grigorovski, din motive personale, nu ne întâlnim astăzi, însă ne vom întâlni sigur într-o ediție viitoare. Și tot de la început am avut toată susținerea din partea domnului arhitect Iurie Povar, președintele Uniunii Arhitecților din Republica Moldova, pe care îl invit pe scenă. Însă, înainte de a-i da cuvântul, trebuie să menționez și pe domnul arhitect Vladimir Timofti din Cernăuți și domnul arhitect Valeriu Grișco din Chișinău, ei nu sunt acum de față, care sunt, de fapt, coorganizatorii indispensabili acestei ediții, sunt relația noastră în aceste orașe. Domnul Povar. Stimate gazde, stimați colegi, dragi organizatori, eu vă mulțumesc mult, doamna Liliana, deci pentru introducerea care ați făcut-o. Este nu numai meritul meu personal, este un efort al colegilor mei din Uniunea Arhitecților din Republica Moldova, care din start au înțeles că numai prin contacte, prin colaborare, se pot realiza lucruri frumoase. Am rămas surprins de introducerea pe care a făcut-o domnul viceprimar și vreau să vă spun că o altă început mai bun pentru un subiect care se numește spații publice, probabil că nu mai poate exista. Eu, din numele meu personal, probabil că o să mă susții și colegii mei de la Chișinău, dorim orașului Piatra Neamț, deci o realizare cât mai grabnică și cât mai frumoasă. Eu, în micul meu discurs, vreau să menționez că suntem la o ediție a 5-a sau a 6-a, nu știu care este totuși până la urmă cifra, dar nu vreau să le socot, fiindcă venind la Bacău, venind la Piatra Neamț, venind la colegii de la Ordinul Arhitecților de România, filiala Bacău Piatra Neamț, ne simțim ca acasă. Ne simțim într-un cerc de prieteni care vorbim aceeași limbă etnică și aceeași limbă profesională. Pentru mine, spre exemplu, Bacău a devenit o localitate foarte aproape de suflet, și îmi dau seama de fiecare dată când vin că emoții, aceleși emoții le au și colegii noștri din Bacău și Piatra Neamț. Subiectul care este discutat astăzi este foarte important și anume din considerentele, deci că perioada pandemică care a durat practic mai mult de trei ani, deci au închis toată lumea în spații limitate care se numesc o locuință privată. Și deschiderea care s-a produs în urma ridicării acestei strictețe trebuie să fie însoțită de proiecte care să atragă lumea spre o comunicare în public, spre o comunicare în spații urbane, care sper să fie în viitor bine amenajate,
și în aceasta văd și misiunea noastră a arhitecților și urbaniștilor. Doresc evenimentului numai succese mari. Noi vă spun că și vă garantez, deci că noi o să susținem de fiecare dată tot ceea ce organizați dumneavoastră. Este foarte bine și este un progres mare în relații. Mulțumesc! Succese! Acum, după cuvintele de deschidere a invitațiilor, deschidem prima sesiune. A căror moderatori vor fi domnul arhitect Dana Babi, președintele filialei, și domnul doctor arhitect Nicolae Țarălungă, de care v-am povestit mai puțin mai înainte, este unul dintre marele noastre ajutoruri. Bună ziua și bine ați venit! În calitate de președinte al Ordinului Bacău-Neamț, este o onoare pentru mine să moderez această primă zi într-o clădire deosebită, un reper al orașului Piatra Neamț, Teatrul Tineretului, în care ne aflăm astăzi, o clădire realizată între 1929 și 1947, dar într-o scurtă perioadă de doar 18 ani, care a reușit să ajungă să funcționeze ca teatru abia în 1959. Este o clădire aflată, după cum știți, în zona centrală, lângă noi se află Curtea Domnească. Este chiar o zonă foarte frumoasă a municipiului. O să aveți ocazia și mai pe seară să ne plimbăm prin această zonă. Aici, în această clădire, au performat de-a lungul timpului personalități marcante ale teatrului românesc, ca Florin Piersic, Oana Pelea, Leopoldina Bălănuță și mulți, mulți alții. Ar dura câteva minute doar să se înșir pe toți, așa că chiar cred că este un spațiu public propice pentru o astfel de întâlnire. Îl invit și pe domnul Țarălungă să ne spună câteva cuvinte, dacă dorește. Bună ziua! Eu nu sunt actor de formație, dar am capacitatea să mă pun în spațiu. Și văd această scenă pe care, așa cum am menționat și dumneavoastră, au trecut multe glori ale teatrului. Noi astăzi o să discutăm aspecte legate de spațiu urban, dar pentru că Liliana a pomenit de începuturi, cred că și atunci a fost un vis nebunesc. Și pentru mine, în perioada care citeam, Arapal a fost simbolul colaborării, a ajutorului cât trebuie. Cred că, așa cum Arapal a rezolvat treburile în final pentru ceva bun, și More în timpul pe care îl vor duce și alte generații să ducă tot așa către cunoașterea noastră din punct de vedere uman, profesional. Mulțumesc! Este momentul să trecem efectiv la teamă, așa că o să invit pe doamna arhitect Georgeta Gabra să ne prezinte despre valoarea textului în context, valoarea spațiului public realizat în urma restaurării și punerii în valoarea patrimoniului cultural în dezvoltarea contextului urban și local. Ziua și vă mulțumesc în primul rând că suntem cu toții aici și eu sunt pentru prima oară la aceste sesiuni și reuniuni profesionale. De aceea, în ceea ce mi-am propus să discutăm astăzi, sunt nu regulamente, nu carta de la Veneția, nu tot felul de chestiuni care ordonează cumva activitatea noastră, ci pur și simplu niște experiențe și niște gânduri personale pe care aș vrea să le împărtășesc cu colegii noștri și să vedem în ce măsură putem îmbunătăți ceea ce înseamnă spațiu public.
Spațiul public e o chestiune foarte delicată și foarte sensibilă, asupra căreia foarte multă lume s-a aplecat, dar cred că niciodată nimeni nu a reușit să surprindă tot și toată complexitatea acestui concept. Și cred că fiecare s-a gândit la o particică. O particică care a însemnat, de fapt, preocuparea importantă care era în sufletul și în mintea lui. Pentru că activitatea mea preponderentă în ultima vreme a fost legată de restaurarea monumentelor istorice și am avut posibilitatea să fac și foarte multe cercetări în direcția asta și cercetări istorice și de altă natură, m-am gândit că și am văzut, de fapt, prin rezultatul pe care l-am obținut în urma proiectelor care s-au finalizat, ce înseamnă, de fapt, un monument care ajunge în zilele noastre, un monument din spațiu public, cu ce poate să aducă îmbunătățiri vieții comunității. Nu știu, nu merge. Așa, mai de mult, la o altă comunicare, am deschis conceptul faptului că orașul este, de fapt, o carte și fiecare element al orașului, infrastructură, clădiri, centru, spațiu public, comunicații, fiecare este o bucată de text. Fiecare o privește cum privește această bucată de text după interesele și după mintea sa, după nivelul de preocupare de educație și de necesități, în final. Spațiul public este unul din textele importante și unul din textele fundamentale ale orașului și de ce spun asta? Sigur că ar fi mulți colegi care m-ar contrazice, zicem, a, nu, infrastructura, a, nu, comunicațiile, a, nu. Sigur că da, e foarte adevărat, fiecare segment are partea lui de importanță în constituirea textului general al cărții. Numai că spațiul public este, îl consider unul din elementele de bază din cauza faptului că este spațiul de reuniune al comunității și are foarte multe valori și foarte multe valențe. Eu am încercat să sintetizez câteva... Am încercat să enumăr câteva din valențele spațiului public și care, în final, dau o sumă, ca atunci când faci o adunare. Și ajungi la concluzia că, de fapt, este elementul cel mai important care marchează identitatea comunității. Și atunci, sigur că este o piatră de temelie. De multe ori, în orașe, avem și nu numai în orașe, și în localități rurale și de orice fel, monumente. Monumente care au o foarte mare valoare istorică și culturală și artistică, dar nu întotdeauna au fost puse sau sunt puse în valoare. Din păcate, poate că nu-i suficientă preocuparea noastră a tuturor pentru aceste lucruri. Sigur că mulți din generația copiilor și nepoților noștri poate că le consideră desuete, poate că nu au suficientă informație pentru lucrurile astea, pentru că eu cred că dacă ar ști mai multă istorie și istorie adevărată, nu istorie la modul la care se duce la școală, îi povestește profesoara de istorie o lecție, dacă nu știe ea patru, dacă știe bine, bravo, ai trecut mai departe. Deci nu, lucrurile astea trebuie să facă parte din ființa lor. Când am fost, eram studentă și am fost la un moment dat în Italia, într-un magazin era o mămică cu un copil care a tot vrut să cumpere un coșuleț. Și mama sa îi tot spunea, dom'le, n-avem nevoie de el în casă. Și la urmă de tot, după ce se plimbase prin tot magazinul, îl întreabă într-un sfârșit, bine, dar de ce vrei coșulețul ăla?
Și ăla micul îi răspunde, perché è bello. Pentru că este frumos. Deci el crescuse într-un mediu în care lucrurile erau frumoase și își dorea pentru el o chestiune care era frumoasă. Cred că asta trebuie să avem grijă și noi pentru ceea ce înseamnă generațiile următoare. Și nu întotdeauna cred că reușim, sau nu în momentul ăsta. Sunt unele locuri în care reușim, alte locuri în care nu reușim. Patrimoniul e unul din aceste lucruri sensibile care sunt foarte importante pentru tot ceea ce înseamnă identitatea noastră, iar spațiul public cu un monument care este pus în valoare câștigă mai mult din acest punct de vedere. Vorbim de valoarea istorică, de valoarea comemorativă, de valoare artistică și culturală, de valoarea de reuniune a comunității, de valoarea simbolică și, nu în ultimul rând, de valoarea spirituală. Și vorbim de valoarea spirituală, sigur că da, puteți să mă contraziceți, eu consider biserica unul din cele mai importante spații publice. Pentru că ceea ce am văzut în ultima vreme, sigur că foarte multă lume merge la biserică din vari motive. Și nu în ultimul rând din motive spirituale. Și ceea ce am constatat din relatările sau contactele pe care le-am avut cu colegi care au plecat din țară, se întâlnesc și se reunesc la biserică. Mi se pare un lucru pe care noi la vremea respectivă și în tinerețea noastră nu prea l-am avut. Dar acum este și este de înțeles, pentru că în afara felului în care este construită o biserică și în afara simbolurilor pe care le conține și prin pictură și chiar prin elementele constructive, sunt poate cele mai importante monumente de comemorare istorică pe care le avem. Și de fapt, până în secolul al XIX-lea, în România sunt singurele monumente care comemorează evenimentele și eroii noștri naționali. Asta sunt niște imagini, asta nu e o imagine foarte bună, dar mă rog, este o imagine de seară, văzută de sus, a întregii incinte a bisericii, și am să vorbesc de biserica de sediul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului de la Roman, care a fost de fapt o foarte mare surpriză, nu că n-aș fi știut în general despre istoria locului și așa mai departe, dar ajungând să cercetez aceste lucruri, am descoperit niște lucruri absolut fantastice pe care, sigur că nefiind nici istoric de meserie, nici arheolog, nu m-am întâlnit cu ele și le-am descoperit cu ocazia acestui proiect. Și mi se pare absolut nedrept că lucrurile astea nu sunt cunoscute și nu sunt cunoscute nu ca lecție, cum am zis, ci pentru că ar trebui să intre în sângele nostru și în ADN-ul nostru, dacă vreți. Astea sunt câteva imagini ale Bisericii Episcopale de la Sfânta Parascheva de la Roman. Ea a fost construită de Petru Mușat, dar pe fundațiile unei biserici care, la 1540, pe fundațiile unei biserici care a fost construită la 1390 de Roman I și apoi adăugită la 1408-1410 de Alexandru cel Bun. Acum, nici despre Alexandru cel Bun, ne zicem, aoleo, te duci așa de departe, unde te gândești, ce te-ai nebunit. Bun, ne gândim, pentru că din sursele, din ceea ce am citit și din relatările lui Nicolae Iorga și din alte documente istorice pe care le-am citit, am văzut că, de fapt, Alexandru cel Bun a fost o mare personalitate a vremii respective și o mândrie pentru neamul românesc. Și de ce spun chestia asta? Pentru că la vremea respectivă, el a domnit între 1400 și 1432, timp în care nu au fost războaie. Decât la un moment dat au fost un război pentru cetățile Chilia, pe care le-a câștigat și n-a fost nicio problemă. Deci a știut să ducă o politică și internă, pentru că în vremea respectivă Moldova a cunoscut o mare prosperitate și a crescut și a lărgit teritoriile, a unit boierii care aveau ținuturi și așa mai departe, și dincolo de chestia asta a avut o mare înțelegere cu
regele Poloniei. Au fost chiar cumnați la un moment. Adică, da, au fost chiar cumnați. Problema este că în timpul ăsta habar n-am avut că Alexandru cel Bun a participat la marile bătălii de la Marienburg și de la Grünewald, în care au fost bătuți de cavalerii teutoni. Și n-am știut că, de fapt, au fost învinși când a apărut Alexandru cel Bun cu ceata lui de oșteni din Moldova. Deci e o realitate. Acum, din izvoarele istorice pe care le-am parcurs, se pare că biserica inițială, care a fost baza peste care s-a construit actuala biserică, a fost construită, cum am zis, la sfârșitul secolului al XIV-lea și că în 1410, când a murit mama sa, cneazina Anastasia a II-a, soția, a doua soție a lui Roman I, mă rog, s-a păstrat partea de pardoseală, să spunem, a bisericii, care din izvoarele pe care le-am parcurs eu ar fi fost cam la un metru sub actuala pardoseală a bisericii. N-am avut pace și am cercetat lucrul ăsta și am descoperit, am căutat un georadar, au venit oamenii, au făcut cercetarea respectivă cu georadar și sub această pardoseală de la, nu un metru, nu minus un metru, ci minus un metru și 10, au găsit o anomalie, cum spun ei, sub forma unui, bine, mi-au spus și toate țevile și toate alea care erau dedesubt, sigur că erau interesante și importante, dar de fapt ceea ce era foarte important este că și sub această cotă au găsit alte vestigii și unul din vestigiile respective era sub forma unui mormânt și bănuim că ar putea fi vorba despre mormântul domniței Anastasia, mama lui Alexandru cel Bun. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că, și de ce cred că este important? Pentru că este vorba de un moment de început al domnitorilor moldoveni. Și mai este o chestiune foarte importantă pe care am descoperit-o cu această ocazie, că pe scutul lui Alexandru, pardon, chiar al lui Roman I, și blazonul familiei era crinul familiei de Valois. Deci, la vremea aia, nimeni nu își putea permite să facă, să copieze, să zică, a, îmi iau și eu un element de la familia nu știu care, să mă dau mare că fac parte din familia respectivă. Nu se putea așa ceva. Deci, începuturile noastre și comuniunea noastră cu marea familie europeană exista, numai că noi niciodată n-am fost conștienți sau n-am știut-o sau cei care au știut-o n-au făcut-o publică și este mare păcat. Și atunci cred că toate lucrurile astea ar fi foarte important să fie cunoscute. Acum, sigur că urmează în etapa următoare a proiectului și când o să înceapă șantierul să se adâncească cercetările arheologice și să se vadă ce s-a întâmplat. Ceea ce este un mare păcat, chiar în incinta arhiepiscopiei, cercetările arheologice au găsit o încăpere, să spunem, care era pictată cu frescă. Sigur că n-au știut la vremea când s-au făcut aceste cercetări, nu existau scule, cum ar fi un georadar, sau care să poată să vadă ce ar putea să găsească dedesubt. Și atunci, probabil că în timpul cercetărilor care s-au făcut, aceste frește s-au distrus și se păstrează la muzeul de la Roman doar bucăți din frescă, bucăți colorate, dar nimeni nu știe ce a însemnat acea frescă și ce reprezenta. Și cred că este un mare păcat. Asta este, deci asta e mai departe. Acum, sigur că da, acolo în incintă vin foarte mulți oameni și ceea ce a mai fost încă o mare surpriză pentru mine este că urbea Romanului e pomenită deja în 1240 într-un document al Papei de la Roma, în care, sigur că pomenește evident de comunitatea catolică mare care exista în oraș și spune că în același loc exista o comunitate comparabil de mare sau poate chiar mai mare de schismatici. Schismaticii erau
populația ortodoxă care era în zonă. Sigur că Roma nu este, ca de fapt marea majoritate a orașelor românești și a zonelor, dar mai ales a celor care sunt la intersecție de drumuri comerciale și de trasee comerciale, sunt orașe multietnice, care înseamnă și multiculturale și multiconfesionale și asta dovedește foarte mult, pentru că aici niciodată n-au existat războaie între confesiuni sau între oameni care erau din etnii diferite. Deci ceea ce spune foarte mult și despre populația locală și despre puterea de înțelegere și de toleranță vis-a-vis de alte moduri de a gândi. Ceea ce, din păcate, lucrul ăsta nu ne-a condus cum ar putea să facă să fie bine către o evoluție foarte importantă și pentru noi și pentru ceea ce înseamnă viitorul copiilor noștri. Din cauza acestui fapt că Roma nu era o zonă extrem de importantă și în relațiile internaționale care se stabileau chiar începând, cum am spus, din secolul 13-14 și nu mai vorbesc de 14-15, mă rog, și mai încolo, austriecii au făcut o primă hartă pe care am arătat-o mai înainte. În 1790, în care este evidențiat orașul roman și scrie acolo stat roman și în cadrul statului se vede foarte clar conturul episcopiei. Aici. Este un lucru remarcabil și cred că ar trebui să ținem seama de lucrurile astea și culmea e, hărțile astea nu le-am găsit în documentația noastră uzuală pe care a trebuit să o găsim, am găsit-o pe site-ul ungurești și austriece. Deci, asta e. Ar trebui să ne preocupăm mai mult. Eu pot să fac ce fac, dar poate că un efort conjugat ar duce la o evoluție mai bună a lucrurilor. Apoi, mai departe, în 1890, a publicată formă de-abia în 1911, a fost harta cealaltă a întregii regiuni, unde se vede foarte bine orașul roman cu vecinătățile și aici este și un detaliu unde, evident, vedem și arhiepiscopia și tot ce știm mai departe. Aici sunt imagini ale incintei de la roman, care este o incintă foarte primitoare și, din păcate, în momentul ăsta, așa cum arată, nu arată valoarea și importanța reală a acestui loc din toate punctele de vedere. Nemai vorbind că se pare că de fapt a fost prima organizație sau prima organizare oficială a Bisericii Ortodoxe Române. A fost o contradicție și este și în momentul de față, dacă a fost întâi Mitropolia de la Suceava sau Mitropolia de la Roma. Se pare că au fost cam în același timp, din ce am citit eu, și fiecare a încercat să facă mai mult pentru concetățenii lor. Ceea ce se vede, vedeți, ce se vede în fundal sunt clădirile anexe zidului de incintă. Despre zidul de incintă, din păcate, sunt foarte puține relatări și foarte puține documente istorice, privind anii de construcție și înălțimea și așa mai departe. Sunt cercetări arheologice care sunt făcute în zonă și pe care le-am studiat, dar mai departe nu sunt mai multe lucruri care se știu despre cetatea veche a Romanului, care a fost construită în vremea lui Roman I, dar pe urmă a fost părăsită de Alexandru cel Bun, pentru care și-a schimbat strategia de apărare și a făcut cetatea nouă a Romanului, care e un pic mai departe. Aici sunt imagini ale faptului că biserica veche este marcată ca contur pe unele părți ale actualei biserici. Se pare că și acest acces în biserică a făcut parte, de fapt, din biserica veche. Aici sunt elemente care sunt
luată din cartea lui Vasile Ursache legată arheologia spațiului eclezial de la Roman. O imagine a catapetesmei care este de factură barocă și care are o valoare absolut extraordinară și care îmbogățește spațiul interior al bisericii. Nu mai vorbesc de toată pictura, care parte din ea este chiar din secolul XVI și care este destul de bine păstrată. Sunt locuri unde este degradată, dar lucrul ăsta se poate îndrepta și avem deja un studiu în acest sens. Și sunt imagini ale valorii picturii interioare, care, dincolo de relatările simbolice și biblice, să spunem, conțin și povestiri istorice. Și asta se întâlnește la toate bisericile din Moldova, și în pictura interioară și în pictura exterioară. Aici ai vestita boltă moldovenească, imagini cu pictura. Pe urmă, un alt element important este acest brâu, care de fapt este tot un... mulți consideră că acest brâu, care a apărut pe arhitectura exterioară a bisericii ceva mai târziu, de fapt se continuă din interior către exterior și este tot așa un simbol al uniunii și al credinței. Aici e o imagine pe care noi am propus-o pentru un iluminat nocturn, care în momentul ăsta este foarte deficitar, și noi l-am propus împreună cu Iguțini și care cred că scoate în valoare monumentul. Și cred că, mă rog, comunitatea poate să devină mândră pentru faptul că pășește într-un asemenea loc și că face parte dintr-o comunitate căreia îi aparține, în final, acest monument de valoare. Aici sunt cumva elemente din studiul georadar care marchează profilele unde s-au făcut acele cercetări de care vă povesteam și conturul unde aș putea fi pământul domniței Anastasia. Asta este un plan de ansamblu al incintei cu biserica la mijloc și cu zidul de incintă, acel cu albastru, care de fapt în momentul ăsta are și valori și înălțimi diferite și, mă rog, e într-o stare foarte gravă de degradare. Partea dinspre, partea de vest a zidului este singura care în momentul de față, să zicem, are o valoare istorică, este de la 1883, restul părților din dreapta și din stânga turnului, sigur și turnul Clopotniță, care e secolul, sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, sunt făcute în anii 60-70 împreună cu partea dinspre nord-est, care a avut mai multe proiecte, și partea aceasta dinspre nord-est, din partea stângă, cum vedem din incintă, a turnului Clopotniță, a fost studiată de Ștefan Balș în 1947 ca bibliotecă și muzeu pentru incinta episcopiei. Acum și noi avem proiectul în continuare și asta este un releveu al incintei și am prezentat doar desfășurările cu situația existentă. Avem releveul cu desfășurările interioare și desfășurarea exterioară, în care am desenat în plan secund biserica, dar care în mod paradoxal nici din oraș și din nicio parte, dacă înconjori incinta, nu se vede. Probabil că din motive de perspectivă și de topometrie, nu se vede. Noi o desenăm pentru că apare în elevații și trebuie să o desenăm, că e datoria noastră de arhitecți. Asta este, și aici am imaginat trei variante. Ele sunt acum în consultare la Ministerul Culturii.
pentru că prima variantă ar fi doar cu o mansardare a podului și unde să se continue funcțiunile de, și de cazare în partea veche a 1883 a incintei, iar în rest, la etaj și mai departe, să existe partea de muzeu și de bibliotecă. Asta ar fi prima variantă. Apoi, a doua variantă, am studiat-o cu streașina, adică cu nivelul coamei, extinde zidului de incintă la nivelul streșinii, primei streșini a turnului Clopotniță, cu desfășurarea interioară și cu desfășurarea exterioară. Și cea care, de fapt, o susțin cel mai tare este cea propusă de Ștefan Balș, care are streașina la nivelul streșinii, primei streșini a turnului Clopotniță. Sigur că ar putea spune dintre colegii noștri urbanisti că, aoleo, depășești cutul. Nu depășim niciun cut, pentru că sigur că spațiile interioare vor fi, sunt aranjate ca să fie și spații interesante, atât partea muzeală cât și partea de bibliotecă, cu supante și cu posibilitate de asigurare a unei lumini zenitale care să vină din, prin acoperiș, dar nu cu luminatoare, ci cu veluxuri puse între căpriori, de așa manieră încât volumul clădirii să nu se modifice și nici, în final, cromatica, pentru că sticla poate fi colorată cum vrem noi, ca să nu deranjeze arhitectura exterioară. Acum, țin foarte mult, pentru că funcțiunile care urmează să fie adăpostite în această incintă sunt de muzeu și de bibliotecă. Episcopia are un volum foarte mare de carte rară și cartea asta, din păcate, în momentul ăsta este toată înghesuită în turnul Clopotniță. Am cerut voie să văd. Mi s-a spus că este îngrozitor de greu de accesat, că numai oameni și de la ei, oameni care știu foarte bine fiecare lucru unde este, poate să intre acolo, pentru că nu au loc și nu au nici condiții și pe cât este posibil păstrează în bună stare cărțile și documentele istorice pe care le au. Și atunci, sigur că este păcat ca aceste lucruri să nu fie cunoscute și ceea ce studiem noi în momentul ăsta este ca să realizăm aici un muzeu interactiv în care lucrurile astea să fie cunoscute, fiecare să poată participa, să aibă o prezență participativă, nu numai, cum spuneam mai devreme, să șteargă de praf obiectele care sunt expuse. Și la carte la fel. Cartea rară are condițiile ei de conservare și de prezentare, ceea ce este important. Un al doilea, asta este o investiție publică și sigur că este o investiție publică mare și este absolut lăudabilă intenția autorităților de a se ocupa de un asemenea monument și în acest nivel de performanță. Încercăm și noi pe cât posibil să îl aducem la cel mai înalt nivel de performanță, dincolo de regulile simple de respectare a principiilor unei restaurări corecte. Deci, asta ar fi din punct de vedere al Arhiepiscopiei de Roman. Este un proiect de viitor, este un proiect de suflet de care eu m-am atașat extraordinar de tare, tocmai prin valoarea pe care am descoperit-o cercetând toate documentele istorice și arheologice pe care le-am parcurs. Un alt proiect care este o investiție privată este vorba de ansamblu caselului de la Salbec, Comuna Petriș, județul Arad. Este la est, deci se învecinează, deci este Comuna Petriș și la vest are Comuna Săvârșin, ca să vă dați seama cam pe unde este. Este un domeniu foarte mare, are peste 16 hectare, din care o bună bucată este cu pădure, este extraordinar de frumos ce se întâmplă acolo.
Localitatea, există documente că localitatea ar fi existat de la 1337, dar ca proprietate a familiei Salbeck de la 1743. Ceea ce este absolut remarcabil este că acest Salbeck, care era de origine germană, a fost secretarul privat german al unuia din principii Moldovei. Și așa, pentru că i-a furnizat foarte multă sare și a adus sare și l-a conseiat bine, se pare că este vorba de Mihai Rakoviță, pentru că unul din copiii lui, Matias Salbeck, s-a născut în Moldova și de-aia se presupune că este vorba de Mihai Rakoviță, l-a nobilat și i-a plătit foarte mult, fapt pentru care a putut să-și ia niște domenii foarte importante din locurile lui de baștină. Și s-a întors, ăsta este castelul, construit la 1740, iar la 1800 s-a adăugat etajul și podul. Acum este într-o stare jalnică, mai există și niște construcții pe amplasament, este vorba, astea sunt tot imagini ale castelului, o fântână, fostă fântână arteziană care acum arată cum arată. Acestea sunt detalii ale castelului. În spate, acolo, se vede o bucată din a doua clădire importantă a ansamblului, care este fosta școală, pentru că și el, ca toate monumentele care au fost părăsite, a avut un destin destul de ciudat. A fost și clinică de bolnavi de tuberculoză, a fost și școală, a avut, mă rog, o mie de funcțiuni. Și acum a intrat pe mâinile unei companii, S.C. Salbeck, care dorește să o aducă la viață și să se întâmple aici un mare centru de agrement cu hoteluri, și acest palat să devină un hotel și cu niște extinderi, cu niște lucruri, sigur că da, în limita în care este posibil și în care nu deranjează patrimoniul construit. Acestea sunt tot imagini ale castelului. Acestea sunt niște desene pe care le-am găsit acolo, într-un sertar. Asta, imaginea de sus este școala de care vă povesteam și care este râsul lumii. În extrasul de carte funciară scrie anul construcției 1969, iar analiza biologică și a materialului care s-a făcut, mai ales a beciului care e cu bolți și care este foarte frumos, arată că de fapt este vorba de începutul secolului XIX. Acum, sigur că astea sunt doar câteva exemple și sunt exemple care sunt în momentul ăsta în lucru și care au potențialul să devină niște locuri foarte interesante unde comunitatea să se simtă bine și să aibă sentimentul important al mândriei identitare. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că cred că asta ne lipsește. Și ăsta e motivul principal pentru care, din vari motive și sunt mai ales motive politice, nu avem foarte mare succes în momentul ăsta pe plan internațional. Am stat multă vreme într-o clădire de birouri în care erau foarte mulți evrei și ei spuneau că așa cum te apreciezi tu, te apreciază și ceilalți. Și cred că e un mare adevăr în ceea ce spuneau ei. Și poate că ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta și să ținem seama de așa ceva. Acum, e vorba, sunt câteva exemple, n-am apucat să prezint tot ce mi-aș fi dorit să prezint, dar sigur că sunt multe locuri unde intervenția care s-a făcut asupra monumentelor a fost un succes și care a adus foarte multă lume. Odată aeroportul Băneasa, care a fost modernizat și care își va deschide acum la începutul lunii iunie oficial
Acum, ce vedeți aici este o fotografie înainte de a fi restaurat, cu lucrurile jupuite, cu cupola, vai de sufletul ei, mă rog, n-am mai arătat ce se întâmpla în Pardoseală, unde tot mozaicul și toată decorația în marmură era varză făcută și așa mai departe. Și acum, asta este după restaurare, înainte de recepție. Acum e vorba de castelul Banfi, care este proprietatea familiei Banfi în continuare și ceea ce, de fapt, mi-a atras atenția foarte tare și m-am apucat să citesc trilogia Transilvana a lui Miklos Banfi, este că familia Salbec s-a înrudit la un moment dat cu familia Banfi. Și unul din locurile care m-a fascinat, sigur că aici este o ruină și nu aș vrea să privim ruine în spiritul romantismului de secol XIX, ci în spiritul secolului 21, în care, de fapt, ele trebuie să vină și să devină niște locuri de atracție. Și asta este incinta castelului Banfi și asta este o intervenție care s-a făcut. Nu aș putea să spun că este o restaurare, dar este o intervenție foarte reușită, care a reușit să aducă foarte multă lume și să facă cunoscută istoria locului, nemai vorbind că aici se întâmplă și festivalul de muzică, Electric Castle, care e un câștig pentru comunitate, iar pentru comunitatea din Cluj este un câștig din toate punctele de vedere, nu numai identitar, nu numai cultural, dar și un câștig economic foarte important. Aici este vorba de altă lucrare, este o imagine din București, unde aveți imaginea blocului Carlton, care a căzut la cutremurul din 1940, și alături este clădirea aceea care o vedeți cu turla, și Câmpineanu 2, care foarte multă vreme a stat părăsită în mijlocul orașului, părăsită. Mă rog, au fost niște condiții obiective care au dus la lucrul ăsta, numai că ea a ajuns să fie nominalizată în Cartea Neagră a Patrimoniului. Deci, ca să vă dați seama, pentru că era o prezență extrem de neplăcută, tocmai în centrul Bucureștiului. Iar în urma restaurării, asta a devenit. Și este o clădire care este un spațiu comercial care e frecventat de foarte multă lume, un spațiu public și este o prezență în spațiu public care, de care se bucură toată lumea. Și cu asta vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți, pentru că nu v-am spus nu știu ce lucruri, dar v-am spus doar niște gânduri care mi-au trecut prin cap și dacă aveți întrebări sau păreri, vă rog frumos să nu ezitați să mi le puneți. Vă mulțumesc încă o dată. Aștept. Dacă nu, rămân deschisă la orice fel de solicitare de comunicare, răspund cu mare plăcere și încă o dată mii de mulțumiri. Zi frumoasă! Mulțumim și noi pentru această fascinantă incursie în istorie și mergem mai departe. O să o invit pe doamna arhitect Irina Gherșețca, sper că nu i-am greșit numele, este destul de greu pentru mine să-l pronunț. Dânsa este director la sectorul de amenajare teritoriului, Departamentul de Urbanism și Arhitectură la Consiliul Orășenesc din Cernăuți, Ucraina. Доброго дня. Doar două secunde, vă rog. O să fie și colegul nostru translator, care are un microfon acolo jos. Și o să încercăm să facem pe parcurs prezentarea, încât să înțelegem și noi. Mulțumim. Я сьогодні хотіла б розказати вам про модернізацію центральної частини міста Чернівці, саме громадських просторів. Astăzi o să prezinte proiectul despre modernizarea spațiilor publice din orașul Cernăuți.
Протягом 2016-2018 року в місті розроблялась інтегрована концепція розвитку, яка була затверджена сесією міської ради в 2019 році. І на сьогодні даний документ є одним з основних, яким керуються чернівці при прийнятті рішень, що стосуються розвитку громади. În perioada 2016-2018 orașul a elaborat un concept de dezvoltare integrată a orașului care a fost aprobat de Consiliul Local în 2019. În prezent, acest document este unul dintre principalele documente care ghidează Cernăuțul în luarea deciziilor legate de dezvoltarea comunității. Ця концепція націлена на сталий та всебічний розвиток міста. Acest concept are ca scop dezvoltarea durabilă și cuprinzătoare a orașului. Інтегрована концепція описує стратегію сталого розвитку середмістя Чернівців до 2030 року та визначає необхідні проекти та заходи для втілення цієї стратегії. Концептом інтеграт а дезвольтерія орашової репрезентує стратегія дезвольтерії până anul 2030 și definește ca scop proiecte principale și necesare pentru implementarea acestei strategii. В концепції проекти поділяються на ті, що вже знаходяться на стадії реалізації, та на коротку, середню та довгу перспективу. În acest concept sunt proiecte care se împart pe proiecte de lungă durată și de durată a realizării mai scurte. Завдяки розробці інтегрованої концепції розвитку місто Чернівці одним з перших в Україні отримало сучасний європейський інструмент планування. Și cu ajutorul acestui concept, orașul Cernăuți este primul oraș din Ucraina care a reușit să obține idei a... Planuvanie. A, instrumente europene a planificării a orașului. Важливою складовою ІКР є концепція розвитку середмістя Чернівців, саме центральної його частини. Ca o parte principală a organizării orașului este conceptul dezvoltării a mijlocului orașului, a centrului orașului Cernăuți. Вона містить повний аналіз історичного центру міста та в тому числі перспективний план розвитку пішохідних просторів міста. І, власне, останній пункт, він є основним, який зараз активно впроваджується. Acest concept reprezintă ca o idee principală organizarea străzilor pietonale în centrul orașului și asta ca o, este ca un scop principal a acestui proiect, a acestui concept. От на карті нанесене саме контур середмістя. Și pe imaginea aveți cu linii arătat cum este reprezentat conceptul dezvoltării a centrului orașului. Також одним з основних пунктів концепції розвитку є розвиток пішохідних зон та сполучення площ міста пішохідними вулицями. На філ є ca un scop acestui concept unirea zonelor pietonale cu piețele principale a orașului. Тобто виокремлення центру як пішохідного осередку і створення малого кільця вулиць навколо нього. Deci centrul cu străzile pietonale și cu piețele să fie organizat pentru a dezvolta spații publice și pentru a ajuta pentru a crea o zonă pietonală mai mult dezvoltată în centrul orașului. Це схема основних дій стосовно перетворення громадських просторів серед міста Чернівців. Aici este reprezentată o schemă a activităților principale care o să fie realizate în oraș, în centrul orașului. Тобто тут оранжевим нанесені громадські площі, простори, які потребують переосмислення. Cu culoarea portocalie sunt reprezentate piețele care au nevoie de modernizare, reconstrucție.
і так само жовтим кольором пішохідні, пішохідне сполучення. Cucularea galbenă este reprezentată, sunt reprezentate străzile pietonale și comunicația lor între piețele principale. І вже відштовхуючись від цієї схеми, розробляються проекти реконструкції, оновлення, переосмислення громадських просторів міста. Și pornind din această schemă, se bazează reconstrucția a tuturor pieselor și a conceptului de centrul orașului și o să ia în considerare schema aceasta pentru dezvoltarea acestui concept de modernizare și reconstrucție a orașului. Після затвердження концепції розвитку було багато чого зроблено, багато цілей, але свої корективи в плани і цілі внесла війна. Deci, după aprobarea acestui concept, multe idei au fost realizate, doar din cauza războiului, dezvoltarea asta s-a încetat și putem spune că și s-a oprit. Перший час життя завмерло. La început războiului, deci viața orașului și dezvoltarea ca în sine s-a oprit cu totul. Для нашого міста перші місяці війни були дуже показовими. Pentru orașul Cernăuți, primele luni a războiului au fost foarte semnificative. Адже коли в один момент населення маленького міста збільшується фактично вдвічі, це справжній виклик. Asta e ca o provocare când la populația orașului se dublează la un moment dat, din cauza că nici poate foarte mulți cetățenii noștri au emigrat în orașul Cernăuți și populația s-a dublat. Și asta a fost ca o provocare pentru modernizarea orașului. І усі функціональні проблеми, вони проявляються значно гостріше. Чи твоті проблеми функціонали у хвості сорі презентат мут май таре дикет сар потя зі дезі. І оскільки люди, які релокувалися в Чернівці, вимушено проживали в дуже стиснених умовах, вони переносили свою потребу комфорту на міське середовище. Чи toți oamenii care au fost relocați în oraș Cernăuți au fost nevoiți să trăiască într-un spațiu înghesuit și din această cauză spații publice a orașului au fost și ei supraîncărcate de vizitatori. І це в рази гостріше проявило проблему чернівців в недостатній кількості якісних громадських просторів. Și acest fapt a adus la decizie că orașul Cernăuți se află într-o stare critică și are o nevoie majoră a dezvoltării a spațiilor publice. Тобто прийшло розуміння, що ми як тилове місто маємо функціонувати навіть в умовах війни і забезпечити всіх своїх мешканців необхідним комфортом. І це саме стало стимулом до відновлення активних дій. Și pe acest fapt că foarte mulți oameni au fost relocați, orașul Cernăuți s-a primit ca o provocare pentru un oraș care se află în zona, să zicem, de pace, în care nu au fost bombardamente și a fost ca o provocare să creeze un confort și să funcționeze la, zicem, la un nivel mai ridicat decât funcționa până la această situație. На наступних слайдах ви зможете побачити, що значна частина громадських просторів, які зазначені саме на концепції перспективного розвитку, вже або реалізована, або перебуває на етапі планування та проєктування. Și pe slide-urile următoare o să puteți vedea o mare parte a spațiilor publice care sunt deja proiecte lor sunt deja realizate sau sunt la în stadiu de realizare. На даній карті було актуалізовано ситуацію,
Тобто тут зеленим кольором нанесені громадські простори, які вже реалізовані на даний момент. Deci pe această hartă a fost situația actualizată și cu culoarea verde sunt reprezentate spații publice care deja au fost realizate, renovate după proiectul lor. Жовтим об'єкти, які перебувають в процесі реалізації. Cu culoarea galbenă sunt reprezentate proiecte care sunt în procesul de realizare. Помаранчевим ті, які в процесі проєктування. Cu culoarea portocalie sunt proiecte care sunt în procese de proiectare. І рожевим ті, які на стадії ескізної пропозиції або конкурсної пропозиції. Și cu culoarea roz mov sunt reprezentate proiecte care sunt în stadiu de, să zicem așa, de aprobare și de a, sunt multe proiecte care se propun pentru адміністрація орашової. І також червоним це локації, які перебувають в процесі ремонту. Ще кукулари роші sunt reprezentate spații publice care se află în perioada reparațiilor. Зараз хочу вам представити реалізовані об'єкти і об'єкти, які перебувають в процесі реалізації. Ще acum o să fiu prezentate proiecte care deja au fost realizate și sunt în stadiu de realizare. Це сквер біля Чернівецького національного університету. Це його вигляд до реконструкції. Asta este un parc lângă Universitatea din Cernavodă și pe aceste poze puteți vedea stadia lui inițială până la reconstrucție. Реконструкція проводилася в 2020 році. Реконструкція fost realizată în anul 2020. І гроші на реконструкцію виділяли меценати, саме забудовники міста. Și banii au fost alocați din fondurilor a firmelor care construiau oraș. Сквер осучаснили, замінили повністю старе покриття на тротуарну плитку, впорядкували зелені насадження. В центрі скверу зробили таку комфортну локацію з фонтаном і пересувними вуличними меблями. Deci pe poza aceste puteți vedea că au fost cu totul schimbată și renovată zona verde. Au fost înlocuite drum pietonal, este pus cu pietriș și a fost în centru, este creată și o zonă confortabilă unde pot să stau cetățenii la o odihnă și în mijlocul este află un fontan care... І саме даний сквер, він став як першою ластівкою от перетворень просторів. Чи cumva acest parc, renovarea acestui parc a fost ca un primul pas spre renovarea totală a orașului. І, ну, сьогодні в залі є представник архітектурної майстерні, які були авторами реконструкції. Ще на часто сали се află reprezentanți care au participat la proiectarea acestui spațiu. І саме про планувальні рішення, я думаю, що вона більш детально розкаже в своїй презентації. Și despre realizările și planurile care au fost gândite, cum au fost gândite, o să-i prezinte colega. А я хочу представити вам відеовізитку, яку після відкриття скверу презентувала наша міська рада, тобто це як такий огляд оновленої локації. Ще 5 часів відеокліпу ви можете видя un video care a făcut primăria orașului și după ce a fost renovat acest parc. Правда, вона без звука. Dar, din păcate, acest clip este fără sunet.
такі відео і такі перетворення показують, що треба продовжувати жити навіть в складних умовах і робити те, що ти можеш, і робити це якнайкраще. Și acest videoclip reprezintă că în orice condiții, chiar în condiții grele de război, trebuie să continuăm viața normală și să facem ceea ce putem face pentru țară și pentru oraș. Також до реставрації в даному сквері знаходився бюст буковинського композитора Сидора Воробкевича, який був через технічний стан демонтований. Și până la restaurație, în acest parc se afla un bust a unui compozitor bucovinean, Sidor Voropkevici, și acum puteți vedea pe poza cu el, din cauza că a fost într-o stare foarte degradată, a fost demontat și s-a înlocuit cu acest monument. І нами був проведений конкурс на нову скульптуру Сидора Воробкевича в даному сквері. І от зараз ви можете бачити, це робота переможець, яка виграла в конкурсі. Deci, în urma конкурсului, această скульптура a fost aprobată și instalată în acest parc. Тут всіх підкупила, ну, цікава задумка скульптури. Тобто сама постать повернута до входу спиною, і це якби зацікавлює подивитися, хто це, що це, тобто обійти, подивитися зі сторони скверу. Deci, acest moment a fost gândit într-așa mod că el stă cu spatele la intrare și principal de a fost pentru a atrage vizitatori și cetățeni să-și vadă cine este acest om și despre ce îl reprezintă. Також ще один приклад вже реалізованого перетворення громадського простору – це сквер по вулиці Кордуби в місті Чернівці. Acesta este încă un proiect realizat tot în un parc pe care se află pe drum spre strada Cordubă. Він був відкритий в серпні минулого року. A fost deschis în luna august anului trecut. І попри те, що він досить маленький, в ньому дуже вдало розмістили входи. Їх зробили повністю інклюзивними та зручними для всіх. Оновили доріжки, вуличні меблі, встановили смітники для домашніх улюбленців. Deci, fiindcă acest parc este destul de mic, dar au fost reușit să creeze intrările care au fost destul de câștigătoare din punct de vedere a intrării publicului. Au fost renovate drumurile pietonale, au fost instalate și coșuri de gunoi fiind și pentru deșeurile și pentru resturile care produc animale de companie. І також, оскільки в місто релокувалося дуже багато дітей, то практично в кожному новому громадському просторі створюється хоча б мінімальна дитяча зона. Și fiindcă foarte mulți oameni au fost relocați cu copii, în Cernăuți, în fiecare spațiu public, se creează cel puțin o zonă pentru copii unde îi pot se juca. Реконструкція цього скверу також здійснювалася не за міські кошти. Це були кошти меценатів, зокрема, це будівельні фірми і значну суму профінансував наш мер. Deci, la fel, acest proiect a fost finanțat de cetățenii orașului și de firmele a construcțiilor și o parte de bani au fost alocate din fondurile private a primarului orașului.
У нас зараз взагалі більша частина, напевне, реалізованих об'єктів за значною мірою фінансують меценати. Deci, cumva, o mare parte din proiecte care se realizează și sunt în stadiu de realizare sunt finanțați din fondurile cetățenilor. Оскільки під час війни капітальні видатки заморожені і всі бюджетні кошти здебільшого йдуть на підтримку Збройних сил України, то небайдужі мешканці не бояться, вкладають гроші в розвиток власного міста. Din cauza că toate fondurile și bugetul de stat este alocat pentru a susține militari în război și cetățenii noștri nu au o frică pentru a finanța și a aloca bani pentru realizarea și îmbunătățirea proiectelor a orașului Cernăuți. Також ще один реалізований громадський простір – це саме пілотний проєкт, прописаний в інтегрованій концепції розвитку. Este încă un proiect realizat, care este și scris în conceptul general al realizării și renovării orașului Cernăuți. Тут саме йде мова про перетворення незадіяного простору під громадський. Тут йде мова про перетворення незадіяного простору під громадський. Și aici merge vorba despre alocarea, înlocuirea spațiului care nu era folosit deloc, în alocarea unei zone publice. Тут також встановлена зупинка, лавиці, тактильна плитка і зроблене сучасне освітлення. A fost făcută aici o stație de autobuz, au fost înlocuite băncile și adăugat un iluminat performant, care puteți să dea pe aceste poze. Також ще один сквер, він був відкритий зовсім нещодавно. Și aceasta este tot un mini-parc care a fost deschis nu de mult. На фото можна бачити його першочерговий вигляд. Pe poze le puteți vedea stadiul inițial până la renovare. Також тут при реконструкції був трохи скандал з мешканцями, тому що довелося зрізати два дерева оці, які на передньому плані, оскільки вони були в аварійному стані. Deci, pe planul frontal puteți vedea doi copaci care au fost tăiate și din cauza aceasta a fost un conflict între cetățeni, din cauza că aceste copaci erau într-o stadie foarte degradată și nu se puteau lăsa. Але були висаджені нові дерева, кущі і злакові трави. Dar în locul acestor copaci au fost create o altă zonă verde și au fost puse alte plante. Також підсвітили пам'ятник і торцеву стіну за ним з цитатою автора. La fel a fost adăugat iluminatul la monument și la perete din spatea monumentului, unde sunt citatea poetului respectiv.